Nu știu, s-au încercat uh, amenzi asupra mea mm. și Narcis Răducan este martor. Interviu în care nu am spus mai nimic. Care interviu? Adum, După meciul cu Kindia Târgoviște când am spus că nu sunt mulțumit că a. sunt rezervă și că o să-mi fac treaba la fel de bine mm. și o să demonstrez că merit să, să joc. Mm. Normal, uh, firesc. <laughs> și mi s-a spus că am denigrat imaginea clubului, că am afectat și am zis, păi, cu ce? Și... De acolo s-a dezvoltat de către domnul Argeș în vestiar o discuție Cum că am intrat în polemică cu dânsul întrebând de ce mă amendați Și a spus păi, că ai intri în polemică cu mine Zic da, dar e dialog, nu e polemică Și domnul Narcis reducam vă poate confirma că a asistat la discuție de față cu tot grupul, bineînțeles Și ce a spus Narcis? M-a luat parte după și <laughs> e privată discuția <laughs> <laughs> Nu putem să te amendăm logic, <laughs> da? <laughs> Nu putem, dar asta da, o să încercăm. Măcar te speriem, dar da, da. cumulat cu această discuție, a doua zi am fost sunat de către patron, da. în care mi s-a spus, da, tata, ai dreptate cu ce ai zis la televizor.